România, de ce? A fost odată ca niciodată o planetă care adăpostea oameni ce iubeau fotbalul, dar nu își asumau această iubire și față de oponenții lor. Ei se băteau, vandalizau obiectele de importanță a microbiștilor adverși, totul pentru a demonstra că echipa pe care o susțin e cea mai bună. Însă iată că în mica noastră Moldova există două tabere de fani care, în pofida tuturor stereotipurilor, mai au un rol deosebit în fotbalul nostru, chiar dacă sunt despărțite de un conflict înghețat de peste 26 de ani. Ei totuși se respectă ca oponenți. Miercuri, 18 aprilie 2018, ora 15:30. Meci de cupă între FC Melsa Mihorhei și FC Sheriff Tiraspol pentru a accede în semifinalele acestei competiții. Ca de obicei, băieții din orașul gazda a meciului parcurg drumul spre stadion cu urale și cântece. Încet, dar sigur, tribunele prind asens sufletii. Totul este gata pentru meci. Fluierul de start și spectacolul e declarat deschis. Fiecare moment mai discutabil din meci este larg comentat de spectatori care nu mereu sunt de acord cu decizia arbitrului principal. Ambele tabere de fani continuă să cânte și să proslăvească echipa favorită pe tot parcursul meciului. Prima repriză se încheie la egalitate, iar unul din fanii de la Milsami se îndreaptă spre cealaltă parte a stadionului pentru a discuta, ca de obicei, cu băieții veniți în deplasare. Se începe mitanul secund, iar după doar câteva minute, în urma unei pase geniale lui Dinu Graur, se declanșează un atac care îi aduce lui Milsami un punct important pe tabela de marcaj. Tiraspolenii continuă să strige și să împingă echipa favorită înainte și să o sprijine moral pentru a egala. Spectatorii nici nu reușiseră să se bucure pe deplin după primul gol și la o lovitură de colț, Milsa Mihorhei mai înscrie încă o dată, mărind avantajul. Din nou tribunele iau foc. Fanii sunt plini de agonie și extaz. Bucuriile sunt de nedescris. Partea de vest a stadionului însă devine mai liniștită. Spre sfârșitul meciului, deja tradiționalul strigăt pentru a arăta respectul între susținătorii ambelor echipe. Fluierul de final se aude, iar FC Melsami este în semifinala Cupei Moldovei la fotbal. Bucurie de nedescris la Orhei și dezamăgire pentru oaspeți, care însă aplaudă echipa favorită și părăsesc destoinic stadionul. De ce anume aceste două echipe de fani se respectă și păstrează diplomația între ele? Nici ei nu știu, însă și fenomenul e fenomen și trebuie tratat ca atare.